Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, s-a aflat astăzi în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Crângu. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în fața Bisericii Așezământului Monahal și i-a îndemnat pe credincioși să fie întotdeauna pregătiți să ofere recunoștință lui Dumnezeu pentru darurile primite. Se cuvine să luăm aminte, să căutăm să împlinim îndatoririle pe care Dumnezeu le cere de la noi, adică să fim buni chivernisitori ai celor pe care Dumnezeu ni le-a încredințat spre bună administrare și să oferim lui Dumnezeu jertfă de mulțumire, faptele credinței, faptele noastre cele bune pe care Mântuitorul Hristos ne spune că se cuvine să le lucrăm cu stăruință pentru ca oamenii, văzând faptele credinței, faptele noastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl nostru cel din ceruri. Să ne ajute Dumnezeu să fugim de asemănarea cu acești slujitori nerecunoscători, să fim întotdeauna gata să oferim lui Dumnezeu recunoștința și mulțumirea noastră pentru toate darurile pe care ni le-a dat, pentru ca să primim în schimb de la Dumnezeu har și binecuvântare, ca roadele să sporească și viața noastră să fie tihnită, având cele de trebuință vieții noastre pământești, pe care să le administrăm cu înțelepciune și spre dobândirea mântuirii noastre sufletești. Amin. În duminica 13 după Rusalie am avut bucuria de a-L avea în mijlocul nostru pe întâi stătătorul eparhiei noastre, care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Biserica mare a mănăstirii, care adăpostește un fragment din Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul, se află în stadiul picturii. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute să ducem la bun sfârșit această lucrare. Mănăstirea Crângu a fost înființată în anul 2002 și este situată la 27 de kilometri de municipiul Alexandria.